Salut, națiune, și îți urez bun venit la un nou clip, bun venit la o listă de data aceasta, Să facem o listă puțin mai ciudată. Vorbim despre parfumuri legendare sau parfumuri de legendă. Ce înseamnă asta? Cel puțin în accepțiunea acestui videoclip. Înseamnă acel tip de parfumuri despre care foarte multă lume a auzit, despre care foarte multă lume cunoaște detalii și când zic foarte multă lume mă refer în primul rând la cei împătimisi de parfumerie, nici de cum la cetățeanul obișnuit. Sunt acele parfumuri care sunt de foarte multe ori luate drept etalon în comparațiile cu alte parfumuri de la alte case. Drept urmare, facem o listă cu astfel de parfumuri, parfumuri legendare. Va fi o listă destul de lungă, drept urmare nu voi insista foarte mult asupra fiecărui parfum, mai ales că le cunoașteți deja de pe canal, vi le-am prezentat de suficiente ori. Două potrivă fac mențiunea că mai puteau fi incluse și alte parfumuri în cadrul acestei liste, dar am ales să introduc strict ceea ce este foarte cunoscut, foarte recognoscibil și foarte des întâlnit de cele mai multe ori în, hai să zicem, comparațiile pe care le fac foarte mulți cetățeni, mai ales în momentul în care aseamănă anumite compoziții cu aceste parfumuri sau cu specificul lor. De urmare, ca să nu pierdem vremea, hai să începem cu prima intrare din această listă. Și prima intrare reprezintă de altfel și singura intrare a unui parfum de designer. Și vorbesc desigur despre Casa Lalique, și vorbesc desigur despre domnia sa, Encre Noir. Da, un parfum legendar, zic eu. Un parfum pe care îl știți foarte bine, mulți dintre voi. Un parfum excepțional, atât din punct de vedere al calității, cât și din punct de vedere al compoziției, cât și din punct de vedere al mirosului. Dacă iubești nota de vetiver, ăsta este un parfum pe care trebuie să-l ai în colecție. Fără doar și poate. Prea bun, foarte accesibil și foarte calitativ. Encre Noir. Prima intrare și singura din lumea parfumeriei de designer. Dar își merită locul pe deplin. Cea de-a doua intrare este un parfum de la o casă de nișă de asemenea foarte bine cunoscută. Vorbim despre băieții de la Mancera, vorbim despre Pierre Montal și, desigur, vorbim despre Cedra Boa. Cine altul? În varianta sa originală, pentru că există și Cedra Boa Intens, după cum bine știți, eu am și recenzat pe canal, la momentul apariției sale pe piață. Dar ăsta este un parfum foarte, foarte fain și foarte bun de o potrivă. Asemănat pe nedrept și repet din nou, pe nedrept cu Creed Aventus, cu care, din punctul meu de vedere, nu împărtășește mai nimic, ăsta este un parfum intrat în legendă, intrat în folclor, în folclorul împătiniților de parfumerie. Fantastic de bun, fantastic de elegant. Este un parfum care reușește să atragă complimente cu nemiluita. Și când zic că atrage complimente, mă refer la complimente nesolicitate. Adică e genul de parfum pe care nu-l cumperi în mod intenționat ca să primești complimente, fiindcă eu n-am înțeles niciodată de ce ai face ca și consumator, ca și împătimit de astfel de produse așa ceva, dar le primești în mod gratuit, nesolicitat. Un alt parfum intrat în legendă, în folclor, datorită frumuseții sale, datorită calității sale, Vine de la Le Cuvon de Minim și se numește O de Missions. Da. Una dintre cele mai bune vanilii create vreodată. Doar că nu vă gândiți neapărat la vanilia tradițională, nu vă gândiți la crema de vanilie, nu vă gândiți la dulceața gurmandă specifică notei de vanilie. Nu, nu, nu. Aici e vorba de vanilie de Tahiti. Este o vanilie mult mai complexă. Este afumată, este buzi, este întunecată, complimentată și de benzoină, printre altele. Un parfum absolut excepțional. Singurul lui defect, dacă vreți, dar vorbim despre formularea originală, adică ceea ce se vede în această sticlă de 250 ml pe care o am eu, este performanța. El vine în concentrație apă de colonie, dar, chiar așa, reușesc să ating cu el 8 ore de longevitate. Ceea ce este mai mult decât bine. O de Missions de la Le Cuvon de Minim. Un parfum care servește drept etalon. Și în zilele noastre, pentru foarte multe creații care vin în compoziție cu nota de vanilie. Un alt parfum intrat în folclor vine de la Anigutal și se numește Boad Adrien. Asta este reprezentativ în primul rând pentru genul lemnos, verde, aromatic. Pentru că este o încântare olfactivă, în modul vii dacă bei tonurile de pin, tonurile de brad, tonurile lemnoase, verzi aromatice. Foarte bună calitatea, foarte bună performanța, foarte frumos mirosul. De urmare, dacă ești preocupat de genul acesta de parfumerie, Boad Adrien este un produs, un parfum care este intrat în folclorul împătiniților de parfumerie. Și zic să rămânem pe zona verde, aromatică, și să vorbim despre adevăratul regel, ca să-i crit. Da, Green Irish Tweed. Masculin excepțional interpretat, excepțională calitatea, foarte bună performanța, un parfum care se află pe piață de 40 de ani, mai bine de 40 de ani, și un parfum care definește, dacă vreți, masculinitatea. Nu este un parfum pe placul tuturor, este un parfum mai matur, dar nota de verbenă din el, tonurile alea verzi, herbale, sunt absolut superbe. Green Irish Tweed, au adevăratul rege regele, cum ar zice absolvenții de școala vieții, al casei Creed. Rămânem în acea zonă și deși de aici puteau fi enunțate mai multe parfumuri, l-am ales pe ăsta, pentru că, de ce nu? Amoaj, Beach Hat. O, da. Absolut superb. Absolut încântător. Calitate și performanță pur și simplu uluitoare. Dar, Vorbim despre un parfum care te face să te simți ca și cum ai trăi undeva, într-o baracă, într-o căbănuță făcută din stufiș, pe malul apei, pe malul mării, dacă vreți. Tocmai de aceea este foarte reprezentativ și numele pe care îl port, Beach Hut. Un parfum care a fost discontinuat de către cei de la Moaj. N-am înțeles nici până în ziua de astăzi de ce, dar în fine, nici nu s-a bat capul prea mult cu astfel de detalii. În orice caz, un parfum verde, aromatic, proaspăt, revigorant, masculin. Beach Hatman Man de la Amouage. Rămânem tot în zona de verde, de aromatic, dar de data aceasta vorbim despre citric aromatic și unul dintre cele mai bune parfumuri create vreodată pe acest specific vine de la Gerjov și se numește Fieron absolut spectaculos. Dacă iubești tonurile citrice și dacă iubești tonurile aromatice, ăsta este pur și simplu spectacol în sticlă. Perfect pentru tot anul, dar în mod deosebit vara, în mod deosebit în temperaturi ridicate. Nota distinctivă în cadrul compoziției este nota de tarhon. O notă aromatică foarte puternică și combinată cu o notă de bergamotă absolut delicioasă, performanță uluitoare, calitate excepțională. Piero de la Gerjov. Ne ducem mai departe și vorbim despre un clasic, un clasic masculin, un clasic care definește eleganța și rafinamentul masculin. Vorbim despre o casă britanică, o casă foarte cunoscută. Vorbim, desigur, despre Penhalions și al său Sartorial. Un parfum pur și simplu fenomenal. Un parfum în care nota de lavandă se înconjoară de sumedenie de alte tonuri. Un parfum foarte bine făcut. E o calitate excepțională și cu o performanță pur și simplu uitoare. Ăsta este un parfum care pur și simplu definește un gentleman. Un bărbat elegant, un bărbat matur, un bărbat rasat, un bărbat uh, cu bun gust. Sartorial de la Pen. Aligons. Recomand cu absolut toată tăria. În mod deosebit dacă iubiți nota de lavandă. Dacă iubiți nota de smokin, unul dintre cele mai frumoase, unul dintre cele mai bune parfumuri create vreodată cu acest ingredient, cu acest element, este mod inevitabil de la Aqua di Parma și se numește Fico di Amalfi. Nu știu dacă mai necesită prezentare. E pur și simplu spectaculos, e pur și simplu ireal de bine făcut, extrem de proaspăt, de efervescent, de curat, de elegant. Un parfum care conține diverse tonuri ale smoking-ului. Pentru că ai și lapte de smochin, ai și smochin, apropo zisă, fructul, ai și smochin, lemnul, arborele. De totul o construcție foarte, foarte complexă și foarte frumoasă. Excepțional în sezoanele calde și nu numai. Performanță foarte bună. Pico de Amalfi sau uh, smochină de Amalfi în traducere. Pur și simplu un parfum etalon în genul acestui tip de parfumuri. Și am parfumurile cu smochin. Mai departe, un parfum intrat în legendă, un parfum intrat în folclor, dar nu neapărat din motive pozitive. Dar este un parfum emblematic, este un parfum uh, incredibil din punctul meu de vedere, un parfum extraordinar de artistic, de bine interpretat și nu are absolut nicio legătură cu ceea ce reclamă alții prin mediul online. Am mai spus chestia asta, sincer să fiu, m-am să o repet. Vorbim despre etat libre de orange și de sigur. Secrețiu magnific. O, oh, da. Moartea căprioare, cum s-ar zice prin carpați. Fantastic, de intrigant, de interesant, de bine făcut și de artistic acest parfum. Un parfum acvatic. Atenție! Ăsta este un parfum acvatic, dar nu este un acvatic marin sărat, este mai degrabă un acvatic dulce. Dar, are o poveste de marketing foarte sofisticată, foarte elaborată, foarte bine pusă la punct, ceea ce i-a atras în mod inevitabil o faimă, a zice eu, nu neapărat nedorită sau necăutată de către cei de la Etat Libre Orange. Pentru mine și pentru mulți alții care cunosc parfumul ăsta, care l-au purtat, ăsta este un parfum excepțional. Ăsta este un parfum care reflectă ceea ce înseamnă arta parfumeriei. Dar, așa cum am spus, a intrat în folclor, a intrat în istorie, tocmai datorită motivelor nepotrivite. Performanța este pur și simplu fabuloasă. Două zile stă asta pe pielea mea cu un singur puf. Proiectează și lasă și o dâră colosală de miros. Secresion magnific de la etat liber d'orange. Mai departe, vorbim despre Tower și al său Lair du Dezer Marocain. De asemenea, un parfum intrat în legendă, de asemenea, un parfum intrat în folclorul împătimiților de parfumerie, tocmai datorită faptului că este un parfum foarte bun și foarte frumos, atât calitativ cât și olfactiv, dar și din punct de vedere al performanței, în contextul în care vine în concentrație apă de toaletă intensă sau ceva de genul ăsta, dacă nu mă șer. Un parfum în care tonurile calde, oarecum aerate, oarecum condimentate, îi fac pe unii să se gândească la deșert. Pe mine nu mă fac să mă gândesc la deșert. Din punctul meu de vedere, așa cum am spus-o și în clipul cu unboxing-ul, nu are nicio legătură cu zona de deșert, ci mai degrabă cu zona de sud a continentului european, vara, seara. Dar este un parfum foarte frumos. Tower, Lair du Desert Marocan. Un parfum folosit foarte, foarte intens și foarte frecvent pe post de etalon, de comparații. Următoarea intrare, Tom Ford și desigur Black Orchid în varianta EDP, ceea ce dețin eu, adică varianta cu adevărat unisex, pentru că EDT-ul este cât se poate de feminin din punctul meu de vedere. Complex, foarte complex, foarte bogată compoziția, foarte interesantă, un parfum care evoluează fantastic de mult la nivelul pielii, un parfum care se hai să zicem, mulează și în funcție de specificul de temperatură, foarte multe tonuri florale, iasomie, magnolie, ai o notă de trufă excepțional interpretată, ai o notă de prună de asemenea foarte bine interpretată și care vine cu aspectul său licoros, un parfum foarte, foarte cunoscut și utilizat de o potrivă. Performanța este pur și simplu excepțională, un parfum mai degrabă de temperaturi scăzute și foarte scăzute, cel puțin în cazul meu. Tom Ford, Black Orchid, EDP de la nenea Tom Ford. Există foarte multe variații ale acestui parfum. De mare, ca întotdeauna, recomandarea este să testați. Vedeți ce vi se potrivește. Un alt parfum intrat în folclor vine de la o casă care mi-e place foarte mult și este vorba despre Urto Și vorbesc desigur despre cetățeanul Bergamask. De ce? Tocmai datorită modului în care miroase. Pentru că este o compoziție fantastic de interesantă proaspăt și murdar în același timp. Preș și murdar în același timp. Și vorbim despre bergamotă și tonuri animalice. În mod deosebit, mosc. Da, mos din la care trebuie, nu prostia aia vegetală pe care o folosesc în ziua de astăzi. Și ne mint că parfumurile conțin mosc. Foarte puternic, foarte longeviv, proiecție foarte puternică și siaj pe măsură. Bergamasc este un parfum care se inspiră de la un dans tradițional specific regiunii Bergamo din Italia, care se numește Bergamasc, dansul respectiv. Foarte, foarte frumos, portabil pe perioada unui întreg an. Condiția esențială să-ți placă tonurile animalice. Și tonurile animalice de obicei îți placă în momentul în care capă suficient de multă experiență cu astfel de produse și cu astfel de note. Pentru mare, pentru începători, va fi cu adevărat un thriller olfactiv. Deși nu mai am în sticlă absolut nimic, pentru că, ba, mai am, mint, cred că jumate de mililitru. Serge Lutens, Cherghi. Un alt parfum legendar, un alt parfum intrat în legenda iubitorilor de parfumerie, tocmai prin prisma mirosului său și prin prisma compoziției sale. Dar fac următoarea mențiune și pe unii s-ar putea să-i să facă extrem de curioși că fac o astfel de afirmație. Există un parfum de designer pe care eu îl prefer mai mult acestuia. Parfumul respectiv este de la Dolce Gabbana. Sticla maro, atât vă zic. Sticla maro de la Dolce Gabbana. Mult mai interesant, mult mai complex, mult mai ieftin, cu mult mai mult mai ieftin comparativ cu șerghii de la Serge Lutens. Mai ales în contextul în care ăsta a fost reformulat de la ulatos draci și nu se mai compară cu ceea ce era în formularea inițială. Nici din punct de vedere al potenței, nici din punct de vedere al notelor, a zice eu. Dar, dacă iubești parfumurile cu tabac, cu note de fân, de ce nu, rămâne încă un parfum legendar sau de legendă. Dar, repet, sticla maro de la Dolce Gabana. Mai ales că ăla vine și cu o notă fantastic de interesantă și de unică, și anume absolutul de tărâțe. Țineți minte ce v-am zis. Găsiți recenzia ăluia pe canal. O căutați în playlistul Parfumeria Gavo și o veți regăsi. Mulți dintre voi știți despre ce vorbesc. Și ultima intrare din această listă, și de la această casă puteau fi multe parfumuri, dintre care probabil cel mai celebru, desigur, dar eu am ales altceva. Nasomato și al său Duro. Cel mai celebru pentru mulți este Black Afghan. În fine, Puteam să includ echivalente de Black Afgano, cum ar fi Bocanera de la Orto Parisi sau uh, Regele Suprem, Aum King. Dar, pentru că nu am vrut să includ, duro. Fantastic de frumos, fantastic de elegant, fantastic de bine făcut și cu o performanță uluitoare. Un parfum uh, relativ pielos, în fază incipientă, dar care se așează foarte bine la nivelul pielii, care denotă foarte multă eleganță în primul și în primul rând și mo surprinzător pentru mine, că asta m-a intrigat foarte mult, am avut oportunitatea să testez nou lansata dudă a celor de la Nasomato și anume Sadonaso. Mie, Sadonaso, înseamnă fantastic de mult cu duro. S-ar putea să fie doar percepția mea, dar de regulă pe mine nu mă prea înșală simțul nu prea înșală nasul. Și atunci pentru mine, duro se asemănă foarte mult cu sadonaso și de mare nu am de ce să-l cumpăr pe sadonaso, numai ca să dau banii aiurea pe el și doar să-mi l dau aiurea pe raft. Nu merită, din punctul ăsta de vedere. Dar duro, după Black Afghano, este probabil și alături de Baraonda, de exemplu, și pardon, este cel mai aclamat, lăudat și glorificat parfum al casei Nasomato. O casă care are foarte multe creații extrem de interesante, foarte multe creații care ar fi putut face parte din această listă, doar că eu nu mai dețin nici Black Afgano, nu mai dețin nici, Ardon, drept urmare, l-am inclus pe Duro. Deși, dacă mă întrebați pe mine, mai exista opțiuni. Bun, am ajuns la final. Aceasta este lista cu parfumuri de legendă, cu parfumuri legendare, hai să le zicem astfel parfumuri intrate în folclorul împătiniților în de parfumerie, parfumuri care sunt folosite pe post de etalon, în mod deosebit când se fac comparații, rezumții legate de alte compoziții relativ similare. De mare sunt parfumuri care apar foarte frecvent în discursuri, în, știu eu, în mențiunile unora și altora, prin mediul online și așa mai departe. De mare, pentru voi, sunt parfumuri pe care vă recomand să le testați dacă nu le cunoașteți ce nu cunoașteți, testați. Luați cantitate limitată, purtați de câteva ori pe pielea voastră, în așa fel încât să ajungeți să vă familiarizați cu produsul sau cu produsele de acest tip, în așa fel încât să aveți posibilitatea să analizați, să judecați și să trageți singuri niște concluzii cu privire la produsul sau produsele pe care le testați și abia ulterior, în baza propriilor voastre convingeri sau idei sau păreri, duceți-vă și cheltuiți sau nu banii pe produsele respective. Pe urmare, vă recomand că întotdeauna testarea. Ca atare, vă pun la dispoziție partea de testare și anume site-ul parfumeria.gavo.ro unde regăsiți lista de decantare, unde regăsiți absolut tot ce vă poate interesa din punct de vedere al informării și dacă vă doriți să vă familiarizați cu astfel de produse, aveți șansa să o faceți. Eu mă opresc aici, că întotdeauna vă doresc toate cele bune și întotdeauna vă mulțumesc pentru timpul acordat. Numai bine!